Campania electorală pentru alegerile locale se apropie de final. Candidații consultă ultimele sondaje de opinie și instruiesc membrii de partid care se vor afla în secțiile de votare. Rezultatele se anunță surprinzătoare, mai ales că această campanie a fost una atipică în care s-a pus un mare accent pe discuțiile candidațiilor direct în stradă cu alegătorii. O astfel de campanie a realizat și candidatul Partidului Ecologist Român Dumitru Pelican. Experiența în administrație i-a înlesnit comunicarea cu alegătorii. Vă mulțumesc, dragi locuitori ai sectorului 2, pentru încrederea pe care mi-ați -o acordat-o, pentru căldura cu care m-ați primit. Împreună putem produce marea schimbare. Vă aștept duminică, 5 iunie, la vot. Numai împreună putem reuși. Doar votul dumneavoastră contează. Vom avea un alt fel de sector, mai curat, mai bine pentru dumneavoastră. Sunt convins că vom avea alegeri corecte și prezența dumneavoastră la vot va fi hotărâtoare. Vă mulțumesc și vă aștept la vot! Cel mai mare sondaj realizat de Ires plasează pe Dumitru Pelican pe locul întâi în preferințele alegătorilor cu 16%, urmat de candidatul Partidului Național Liberal Dan Cristian Popescu cu 13% și candidatul social-democrat Mugur Mihai Toader de asemenea cu 13%. Aceștia sunt urmați de candidata USB Antoaneta Georgeta Alexandra Bugner cu 6% și candidatul Mișcării Populare Radu Mihai Cristescu cu 4%. Sondajul a fost realizat telefonic pe un lot de 1.105 persoane. Marja de eroare este de plus minus 3%. Un alt sondaj sociopol referitor la candidaturile pentru funcția de primar al sectorului 2 arată că Dumitru Pelican conduce în topul preferințelor alegătorilor cu 37%, urma de candidatul PSD Mihai Toader cu 25% și Dan Cristian Popescu de la PNL cu 21%. Sondajul are o marjă de eroare de plus minus 3,6%.